Centrul de formare al Bibliotecii Județene Duilu Zamfirescu Vrancea oferă comunității vrâncene cursuri gratuite de formare și dezvoltare personală în diferite domenii. Cursurile se organizează pe măsură ce se formează o grupă de 10 persoane și se desfășoară pe categorii de vârstă. Acestea sunt livrate de formatorul Bibliotecii Județene Vrancea, Margareta Tătăruș, dar și de voluntari și de colaboratori ai bibliotecii. Avem curs de dicție și intonație pentru copii. Avem curs de dezvoltare personală pentru copii și adolescenți, curs de blogging, curs de public speaking, copii, adolescenți și adulți și curs de inițiere în utilizarea calculatorului, internetului, a tabletelor și telefonelor mobile pentru adulți și vârstnici. Ce pot să vă spun? Deja primele grupe s-au format. Foarte mulți oameni interesați, foarte mulți copii interesați. Cursurile sunt gratuite și se țin la sala de lectură a bibliotecii, la sediul din strada Maior Gheorghe Sava, numărul 4. Cursurile se bazează pe observațiile și experiența dobândită de-a lungul timpului de către formatorul centrului în lucrul cu copiii, cu adolescenții și persoanele mature. De exemplu, cursurile de dicție și intonație sunt interesante pentru copii cu vârste cuprinse între 7-10 ani și se vor desfășura pe parcursul a 6 întâlniri săptămânale. Vreau să învăț cum să vorbească, cum să citească cu intonație, cum să lectureze o carte astfel încât să nu aibă emoții, să rostească toate sunetele și să se facă înțeleși atunci când merg la școală sau în familie. Cursul de public speaking, de exemplu, se adresează și copiilor și adolescenților, dar și adulților, pentru că există o nevoie destul de mare de a se descurca atunci când au un discurs în public. La cursurile de dezvoltare personală pentru copii și adolescenți, participanții învață să lucreze în echipă, identifică motivația. De aceea și activitățile se desfășoară altfel decât la școală. Metodele de educație non-formală vor fi aplicate aici cu succes, zic eu, copiilor și tinerilor, dar și adulților, încercând să ne jucăm învățând și să învățăm prin joacă, dar în același timp să luăm totul în mod foarte serios și să reușim să creștem împreună, să ne dezvoltăm personal și profesional. Inițierea în utilizarea calculatorului, internetului și a tabletelor sau telefoanelor mobile pentru adulți și vârstnici se va derula pe parcursul a 8 întâlniri săptămânale și se adresează celor care sunt la început de drum în deslușirea tainelor calculatorului. Fiecare întâlnire va avea 2 ore. Biblioteca are ușa deschisă pentru toți cei care doresc să învețe, singura condiție fiind, indiferent dacă sunt din Vrancea sau județele limitrofe, să fie înscriși la Biblioteca Județeană Duilu Zamfirescu Vrancea.